specifice clădirii, dar în rest, documentația în sine este, cadrul general este același. Numai partea specifică clădirii respective. De-aia am spus că o să facem o întâlnire mai format mai restrâns, am să chem și pe domnul inspector șef de la IPJ și eu sunt convins că o să găsim deschidere și încercăm odată ce există bani europeni, inclusiv pentru încălzire, pentru eficientizare de energie, e păcat să nu folosim, să nu accesăm. Asta în condiții în care IPJ-ul are un întreg serviciu care se ocupă cu din păcate și acolo este personal foarte puțin. În toate instituțiile, știți. Da. Este o lipsă de personal și ne confruntăm toți cu o îmbătrânire a personalului. Dar pentru că tinerii noștri... Deci ar veni în Arbilă când... Deci ar veni într-o instituție în care este... Organizații trebuie să reprezinte toți membrii sindicate, indiferent de număr sau de forță pe care reprezintă la nivel național. Dar, na, știți, este sfârșitorul, da? Vă dați seama că urmează bugetul, urmează suntem în timp. Problemuța este că greva noastră este suspendată până pe 11 decembrie. Mi se pare foarte târziu că pe data de 11 decembrie guvernul să aibă iarăși un loc o întâlnire între reprezentanții noștri și reprezentanții guvernului. Atunci este un alt guvern, din punctul meu de vedere, și nu cred eu că va... A fost suspendat în instanță? Nu, doar așa. A fost o înțelegere între... Federație și reprezentantul guvernului. Și știți că la mine găsiți o sprijin, o să facem o ședință formată în sens cu cei care, de fapt, asigură finanțarea firmei naționale și eu sunt convins că împreună putem să rezolvăm cel puțin unul dintre probleme până la rezolvarea problemelor salariale. Și știți că inclusiv colegii de la DSDSA care cum ați menționat și dumneavoastră, sunt convins că au venituri mult mai mari, au optat pentru o anumită formă de acțiune sindicală. Deja am primit răspunsul, am mai uitat reivindicările lor către minister. Am și primit răspunsul nu neapărat este standard, dar face privire la legea salarizării unice, evident, la acele agenții vestite. Și indică, bineînțeles, faptul că în perioada imediat următoare va fi aprobat noul act normativ privind legea salarizării în general muncii din locul. Mm-hmm.